În urma finalizării achiziției la nivel național a vaccinului antigripal, Ministerul Sănătății a repartizat județului Sălaj 14.100 doze de vaccin. Prin intermediul DSP Sălaj, de astăzi, întreaga cantitate va fi distribuită către medicii vaccinatori. De la începutul campaniei de vaccinare antigripală gratuit, au fost imunizate 4.354 de persoane în județul Sălaj. Până în prezent, nu s-a înregistrat niciun caz de gripă. Ce contraindicații există în cazul vaccinului antigripal? Sunt două contraindicații. Persoana care dorește să se vaccineze să nu fie alergică la proteina din ou și să nu aibă febră mai mare de 38 de grade Celsius. Nu simt nimic. Mulțumesc frumos. Să fie de frumos. Deci, cu multă încredere, nu simțiți nici acum, deși eu am o oră la ace, când văd ace, mi se face rău. Mai lăsați-mi. Bună ziua! V-ați vaccinat împotriva gripei sezoniere? Acum nu, anul trecut, da. Da, anul acesta de ce? N-am avut timp să merg să-l fac. Nu am avut timp, efectiv. Nu, anul trecut, da, m-am vaccinat. Și nu știu dacă a fost bine, benefic sau nu, dar văd că sunt sănătos deocamdată. Dar anul ăsta n-am de gând să mă vaccinez. De ce? Eu sunt cadru medical și știu mai multe. E câteodată benefic, câteodată nu. Știu cazuri când s-au vaccinat de gripă și toată iarna a fost bolnav de gripă. Cu tot vaccinul care l-a luat. Și așa că nu pot să spun că nu pot să îndemn pe cineva să nu ia sau să ia vaccinul, să-l facă. Așa că rămâne la latitudinea fiecăruia. Nu. De ce? Credeți-mă că am neglijat. Nu. Am intrat fiecare an mă vaccinez. Anul ăsta s-a întâmplat, dar cred că nu e târziu. Da? Și dacă e puțin târziu, cam am grijă de sănătate pentru că sunt puțin și supraponderat, folosesc ceaiuri din astea, știți, naturale. Să nu vă gândiți cumva la vin sau la... Alea sunt altceva. Dar, în general, o cătină, o... Asta, știți, pentru răceală să nu cumva să mă răcesc, că nu mă simt bine când sunt sănăcit. Mai bine previn decât să mă răcesc. Da. Nu. De ce? Nu e cazul. Nu prea răcim. Deocamdată. Suntem tineri. Nu știu mai târziu.